We interrupt our program to bring you this important message. Moment de sinceritate. Vlogul ăsta l-am mai filmat o dată săptămâna trecută. Vlogul ăsta a mai fost filmat o dată săptămâna trecută. Vlogul ăsta l-am mai filmat o dată săptămâna trecută. Am o oră la dispoziție să filmez acest vlog pentru că apoi trebuie să fug pe ușă. Și două confesiuni pe care le fac față de voi. Cât de sincer pot eu? Unu, faptul că săptămâna trecută, tot așa, în weekend, filmam încă o dată acest vlog, pe care sper să-l pun sus data asta și să-mi iasă și să-l vedeți acum. Dacă urmăriți asta, sigur că a ieșit. L-am filmat și mi-am dat seama că lumina în casă la mine era și este în continuare groaznică, dar nu-i nimic, am făcut rost de lumină acum, zic eu, că se vede foarte bine. Decorul nu este încă gata, aștept sugestii dacă aveți, nu știu, de mobilier, de tapet, de mai știu eu ce nebunii, sau dacă sunteți decorator, chiar trebuie să fac asta cât de curând. Iar al doilea lucru pe care o să vi-l spun este faptul că sunt puțin dezamăgită. Mă așteptam ca până la momentul ăsta să fac extragerea pentru acea excursie în Europa și să plecăm într-o vacanță, dar na, nu mai depinde de mine, aștept să ne strângem 5.000 de prieteni, fără să fie acolo prea mulți concursiști, nu știu dacă m-ați urmărit pe Facebook, dar ziceam că nu vreau să fie nimeni care se ocupă cu a câștiga premii, așa că o să câștige și o să meargă cu mine oriunde vrea în Europa, o persoană realmente pasionată de călătorii. Ar mai fi două confesiuni, faptul că Alfie face multe gălăgie pe fundal și că sunt, de fapt, în pijamale, nu că asta ar părea altceva, văd că nu ora costa, dar da, sunt în pijamale în partea de jos, oricum voi nu o vedeți. Dar eu zic să trecem la treabă. Am uitat să vă spun bună ziua sau bună dimineața sau ce vreți voi, depinde când vedeți vlogul ăsta. Mulțumesc că ați revenit pe canal și eu zic că subiectul de azi chiar o să vă plac. O să povestim puțin despre ce se află în bagajul meu de călătorie, pentru că am văzut această rubrică acum mult timp la vlogărița mea de travel preferată. O să vă las linkul către canalul ei în descriere pentru că este super, super, super nice. Și am zis că na, nu cred că toată lumea din România urmărește acest segment sau poate nu este familiarizată cu ce se mai întâmplă așa pe YouTube și eu zic că este foarte util să vedem cam ce se află în bagajul de călătorie de spate, adică cel care nu intră la check-in, că poate uitați ceva acasă, poate vă ajută să vă readuceți aminte și zic să nu ne mai lungim, să-i dăm drumul, să începem să vedem ce am eu în această geantă și ce fel de geantă de luat cu mine în avion sau poate pe tren în spate am. În ultimii ani m-am însoțit în toate călătoriile mele în afară acest rucsăcel care între timp s-a și degradat, s-a și rupt, nu dacă vedeți. Îmi place foarte mult la el că este ușor de tot, pentru că este din acest material și nu mi îngreunează sau nu mă încarcă extra față de ceea ce este în el. Dar na, este destul de deteriorat, zic eu, în acest moment după atâtea călătorii. Așa că mai nou am trecut, pentru că l-am primit și sunt foarte, foarte fericită că l-am primit. Chiar mi-l doream, voiam să mi-l cumpăr. Este vorba de acest rucsac, rucsacul antifurt. Cred că l-ați mai văzut la alți vloggeri sau, sigur, în reclamele de pe Facebook, reclamele în disperare care au apărut pe Facebook despre acest rucsac antifurt. Ceea ce este foarte tare la el este faptul că, teoretic, nu poate fi tăiat, are toate încheieturile ascunse, toate aceste buzunarele sunt ascunse, astfel încât se presupune că nimeni nu te poate fura, este și impermeabil. Mai are un cablu din ăla USB unde se poate încărca telefonul, ceea ce mi se pare foarte practic. Dar cel mai nice la el este că are o compartimentare excelentă, adică are buzunarele pentru absolut orice ai te mai tu acolo, încât să nu stai să le amesteci, mai ales la femei știți cum e, punem de toate acolo și nu găsim niciodată nimic. Așa că na, în următoarele vacanțe o să mă vedeți, în următoarele vloguri, o să mă vedeți cu acest rucsac antifurt. Îmi place maxim și sunt pe punctul de a descoperi ce am pus în el, sper că nu am uitat nimic. Dacă sunteți curioși ce se află în el, rămâneți aici pentru că sper să termin toată treaba în 2-3 minuțele, hai maxim 5, că știu că vorbesc mult și mă întind. Făceam un mic reminder așa la mijloc de vlog că puteți să dați acum un subscribe canalului pentru că o să mai fie astfel de sfaturi, trucuri sau cum vreți voi despre călătorii și dacă sunteți pasionați de călătorii, sigur o să vă intereseze. Urmează în foarte, foarte scurt timp vloguri, cel puțin ceea ce știu momentan, din Cipru. Cipru în decembrie sună bine, să vedem cât de cald va fi.
Așa că dați acum un subscribe repede acolo și poate chiar apăsați și pe clopoțel pentru a ajunge la voi notificarea, pentru că nu știu dacă știți, dar YouTube-ul trimite notificări doar la un procent foarte mic din oamenii care sunt efectiv abonați la canal și haideți cu cei 5.000 de prieteni, pentru că abia aștept să văd cine merge cu mine într-o vacanță și cu cât suntem mai mulți, cu atât se întâmplă mai multe lucruri frumoase, zic eu. Așa că da, dați acum un subscribe și până una alta trebuie să nu mă mai întind atât și să nu mai fac atâtea pauze și să deschid o dată rucsacul ăsta să vedem ce am pus în el. Primul lucru pe care îl iau cu mine, și sper să nu râdeți, este o pereche de șosete. Da, o pereche de șosete, pentru că în avion este întotdeauna frig. Nu știu pentru voi, dar pentru mine este frig și mă ajută. Sunt tipul de călători care dacă are un zbor mai lung de 4 ore, deja o să descalțe, șosetele călduroase și mă simt super confortabil. Apoi o să am întotdeauna chestiile astea foarte, foarte utile, cum ar fi guma de mestecat și mai multă gumă de mestecat. Asta nu, asta e un urofen. Nu știu, pentru când mă doare capul sau ceva, dar guma de mestecal mie mi se pare un lucru esențial, chiar esențial pentru călătorii, mai ales când stai mai multe ore și n-ai chef să-ți faci refresh cu periuța și pasta de dinți. E bun oricând și, nu știu, alții, dar eu sunt împătimită cu mestecatul ăsta. Și un lipstick din ăsta incolor, pentru că ți se usucă buzele, oricum zborurile deshidratează tenul complet, și buzele, și pielea, și orice. Sunt la mine acolo primele esențiale. Mai departe, ochelarii de soare. Nu știu cum e la alții, dar la mine sigur sunt ceva așa un must have, pentru că am fotofobie și nu pot să rezist. Și oricum, dacă ești nemachiată, este super. Adică ți-i pui și ai scăpat, gata. Îmi place că acum o să mă uit și acolo în ecran și să mă văd. E foarte tare să filmez cu ochelarii, dar o să mi-i dau jos pentru că m-au certat oamenii. Sunt la mine în bagaj tot timpul. Telefonul! Cum să uit de telefon? De fapt, cum să nu încep cu el primul? La mine nu este neapărat în bagaj, că este o extensie a mâinii, efectiv, dar da, este și el acolo tot timpul cu mine. Acte și bani. Întotdeauna la capitolul ăsta eu am două portofele. Este unul mare care are acte, buletin, permis, pașaport, ce mai fie acolo, asigurare medicală, și un portofel mult mai micuț așa care are cardurile, banii dacă sunt ceva cash. Și oricum cred că e destul de ok să spui pașaportul într-un buzunar, celelalte acte în alt portofel, bani într-o parte, cardurile într-o parte, să nu le zii pe toate la oaltă și dacă se poate să nu iei la tine chiar tot ce ai, ci strictul necesar, că na, cine știe ce se mai poate întâmpla și nu e bine să riști să se ducă toate odată. Am observat că am tendința să intru așa cu capul în ecran, să vin să vorbesc cu voi, să vă spun, să vă... Nu știu, lăsați-mă comentarii dacă e dubios că fac asta. Dar haideți să continuăm să vedem ce se mai află în bagaj. Întotdeauna am cu mine o carte, chiar dacă știu că ar fi mai cool să vă zic că stau și fac tot felul de nebunii pe tabletă sau editez vlogul sau joc, nu știu ce joc e acum pe val, că nu mă joc, habar n-am. Nu, eu am o carte clasică, acum citesc Osho, sunt în perioada aia de Osho. Dar indiferent care e cartea, eu zic că este ideală, mai ales că nu aveți internet. Adormiți mai ușor, cred, și o să treacă timpul mult mai repede, o să vă distragă, mai ales dacă aveți rău de avion. Apoi, partea de cabluri, căblăraie, nebunii din astea. Eu mai am un telefon la mine doar așa, dacă mi se închide celălalt, nu că celălalt, nu că l-aș folosi pentru altceva, doar pentru GPS de obicei, dar itemul care e, cred că esențial din valiza oricui în 2017 acum și pentru care mulțumim celui care l-a inventat, este bateria externă. Sper să focuseze aici pe ea. Bateria externă, Doamne, cât mă ajută să urc cu telefonul încărcat, să cobor oricând, să fiu conectată, pentru că cred că suntem de acord că nu mai poți să călătorești fără conexiune la internet. Nu știu cum ne descurcam noi înainte, dar mie mi se pare acum aproape imposibil. Și tot printre căblăraie mi se par esențiale și foarte utile o pereche de căști.
Aici eu am varianta, na, căștile clasice de la Apple, dar porcărioara asta, mufa asta, este chiar super utilă, pentru că în avion există doar astfel de device, întotdeauna nu am văzut device-uri așa. Iar asta vă ajută fie că ascultați muzică din telefon, fie din avion, sau vă uitați la un serial. Și ar mai fi și celelalte căști, căștile mai mari, dar nu am, deocamdată sunt la mine pe listă acolo, o să-mi iau. Probabil pentru că lucrez în digital și am blog și toate astea, vă așteptați să spun că-mi iau laptopul. Ei bine, nu-mi place să-mi iau laptopul deloc, dar aproape deloc în călătorii, decât dacă, nu știu, plec 2 luni, 3 luni, ceea ce n-a fost cazul până atunci, atunci da, o să-mi iau laptopul pentru că-mi trebuie și pentru că nu am încredere să-l las la bagajul de cală, dar în general pe zboruri mai mici, mai ales în Europa, încerc să mă detașez de laptop, să-l las acasă, revin la el când mă întorc și să mă bucur de o carte, de o revistă, de peisaj, de orice. În schimb, am tot timpul cu mine o agenda, vine cu pixul la pachet, o agendă pentru că o să-mi notez locuri, prețuri, idei, mai știu eu ce nebunii creative sau nu, random. Și am ajuns la partea care va fi foarte interesantă, mai ales pentru fete, dar nu numai, pentru că nu vorbim de make-up. Am două borsete. Una este, ca să-i spun așa, cu make-up essential, deși nu sunt adepta machiajului în avion, chiar încerc să nu mă machiez deloc, indiferent unde mă duc. Și una cu produse cosmetice de îngrijire personală și o să încep cu cea de cosmetice, așa mi-a venit, să încep cu cea de cosmetice, cu itemuri din astea, uite, obiect așa pe care nu are cum să lipsească, cred că dacă te duci și până la școală sau până la colț ar trebui să-l ai la tine, este un gel antibacterian, mai ales în avion știți că punem mâna pe tot felul de nebunii pe acolo, pe meniu, pe chestia aia cu instrucțiunile de bord, pe centură, așa că un ăsta antibacterian e perfect. Ups! Și șervețele uscate, sigur că da. Tot la capitolul șervețele, dar de data asta demachiante, le-am pe astea de la Nivea, care îmi plac super, super mult, care sunt așa refreshing, exact cum scrie pe ele. Indiferent dacă te machiezi, dacă vii machiat în avion sau nu, cred că este cazul să dai jos orice urmă de machiaj la bord. Așa că șervețelele trebuie să fie acolo. Apoi, dacă zbori chiar și 2 ore, cred că poți să folosești cu încredere aceste mini produse de travel. Unul este de la DAV, unul este de la Rexona. Ambele sunt micuțe, până în 100 de mililitri, pentru că altfel oricum n-ai voie să le iei cu tine pe avion. Și zic să le folosiți cu încredere, să vă dați un refresh așa înainte să coborâți din avion, sunteți mai proaspeți, mai zâmbitori, nu vă temeți, mai ales că cred, eu sunt convinsă că ați nimerit și voi de-a lungul vieții, dacă ați zburat mai des, lângă oameni care nu miroseau atât de bine. Ca să continuăm în același ton, o să vorbim despre tot ce înseamnă igiena dentară. O țin așa ca la lecțiile de educație alea din școală. Eu am tot așa varianta mini, adică apă de gură, pastă de dinți. Astea sunt luate de la DM, locul unde eu găsesc întotdeauna produse din astea, varianta mică pentru călătorii. Inclusiv această periuță de dinți care mi s-a părut atât de drăguță, nu am testat-o. O să iau cu mine acum, în următoarea vacanță. Elastice, multe, multe, multe elastice. Nu sunt obsedată de elastice, dar tot timpul le pierd, așa că, na, am zis să le am pe aici, la mine. Următorul obiect este unul pe care eu l-am descoperit recent. Ah, este atât de drăguț. Mi-am dat seama că în avion, deși nu am rău de avion și nici probleme cu dormit, dorm oricând, oricum, dar tot timpul există o persoană care aprinde lumina, care își cheamă extra vin sau ce mai vrea el acolo. Așa că dacă îți pui o mască din asta pe față, somnușor și la revedere, ne vedem la aterizare, nu te mai deranjează nimeni. Ultimul lucru pe care l-am în această borsetă este acest gel de la Clinique. O să fac așa, că așa am văzut că se face. Sper că m-a focusat pe el. Este un gel pentru calmarea sau ceva similar al pungilor de sub ochi și mai ales dacă te trezești la 3, la 4, la 5 dimineața pentru că trebuie să prinzi zborul,
Îți zic eu că ăsta o să te ajute aplicat și o să poți ajunge la destinație mult mai fresh. Și nu contează dacă ești fată, băiat, bărbat, femeie, e foarte util, credeți-mă. O să continui cu trusa în care se află ceva de machiaj, ceva însemnând că e foarte puțin, pentru că v-am zis, nu sunt adepta machiajului în avion. Ți încarcă tenul, nu, cât mai curat. Dar eu folosesc acest BB cream, este de la Garnier, este foarte ieftin, îl găsiți oriunde. Și în supermarketul, sigur îl găsiți la Mega Image, clar. Mie una îmi face foarte bine și mi-o dă așa repede un aspect de aproape fond de ten, dar nu prea. Tenul se simte foarte bine și este ușor de aplicat, adică în 30 de secunde ai terminat. Apoi, dacă totuși vreau să am ceva la mine, spre deosebire de alte femei care o să vă zică că întotdeauna îmi iau rimelul, nu, eu îmi iau rimelul de sprâncene. Am o obsesie cu sprâncenele bine definite. Ok, am aici unul care este de la Bourjois, este destul de vechi la mine, adică l-am super, super folosit. Am un produs fără de care nu plec nici la birou, nici în vacanță, nici în avion, nicăieri, așa că evident că se află în geanta mea de călătorie. Este acest ulei de la Moroccan Oil, sper să focuseze pe el. Nu că-l iubesc, este excelent, este și tratament, dar și pentru styling în același timp. Are un miros foarte, foarte... N-aș putea să-l descriu, dar este așa plăcut, adică recunoștibil, recunoști uleiul de la Moroccan Oil și se află întotdeauna cu mine în bagaj pentru a-mi da așa puțin volum sau refresh sau ceva la păr. Crema de mâini, varianta sub 100 de mililitri. Eu am una acum de la Nivea. Un parfum, că de, v-am zis că nu mă machiez, că mă dau cu deodorant, că îmi fac refresh-ul, dar vreau să miros bine, indiferent de ora la care zbor sau unde mă aflu, fără a face vreun exces. Așa că întotdeauna o să am la mine un parfum. Am varianta de 50 de mililitri, este ideală, tot așa pentru a o lua la bord. Un lip gloss din ăsta cu puțină, foarte puțină culoare, ăsta este Le Delice Lip Silky Lip Balm de la Douglas. E foarte drăguț că are puțin de tot luciu și e mega hidratant. Și, mă rog, îmi plăște de păr. Și cam atât a fost și în geanta asta. Gata, a zburat și ea. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Nu uitați să dați like, subscribe, share, toate alea. Știți voi, cam asta a fost cu obiectele utile. Dacă vă faceți bagajele acum pentru o vacanță, puteți să vă uitați așa pe repede înainte ce am uitat, ce n-am uitat. Dacă eu am uitat ceva, lăsați-mi în comentarii pentru că trebuie să știu ce să-mi iau cu mine data viitoare și să nu ratez. Cine știe, poate aveți vreo idee trăznită sau ce ar trebui eu să învăț. Dacă v-a plăcut, dați-l și mai departe. Dacă nu, lăsați-mi în comentarii. Nu uitați să dați subscribe-ul ăla de care vă tot spun, să câștige cineva, să mergem o dată în Europa împreună. Așa că înscrieți-vă la concurs, vă aștept cu mare drag. Până data viitoare, care sper că va fi nu atât de departe, maxim în decembrie, promis să revin la începutul lui decembrie. V-am pupat, să aveți o zi excelentă. Eu am fost Lumi și haide, pa! Alfi, vrei să spui și tu pa? Vreau să spune și el pa. Vrei să spui și tu pa? Cui? Vai, Alfi, unde ești? Alfi, spune și tu pa. Spune pa! Pa!